tuturor pentru participare la acest moment de evocare. Să plecăm, zic eu. Avem deosebită onoare să dăm totuși posibilitatea de a încheia acest moment unui om care l-a cunoscut pe părintele Sofian Boghiu în închisoare. Unui om care, dacă tot vorbim de 14 mai, a fost închis în acea perioadă și care știe poate mult mai bine decât fiecare dintre noi care este semnificația corectă a acestei zi de cinstire a martirilor români din temnițele comuniste. Este vorba de nimeni altul decât despre domnul Gheorghe Cușa. Vă rugăm să ne prezentați pe părintele Sofian Boghiu. Veniți aici, că nu vă vedeți de acolo. Veniți aici, ce bine. Am venit în ultimă instanță, pentru că acasă am avut o problemă destul de gravă. A trebuit să aștepte soția mea intrat într-un stil de criză. Și din respect pentru că m-a așteptat 12 ani de zile, trebuia să aștept și măcar jumătate de oră. Așa încât am venit după o jumătate de oră de la această întâlnire. Sunt singurul, să spun exemplar, Iubinitus. Sunt singurul care fac parte din promoția 1948. Primul mare val de arestări din 1948, de data de 14 spre 15 mai al celui an. Eram student la litere, filozofie și lice. Am fost arestat ceva mai târziu, dar fac parte din această cohortă, uriașă cohortă, care s-a numit rezistența anticomunistă în perioada 1945-1989. În 1948, spre 14-15 mai, au fost arestați peste 12.000 de persoane care făceau parte din rezistența anticomunistă. La acea dată s-au deschis porțile tuturor închisorilor din țară. Indiferent că au fost chicluite, durate de împărați și împărătese străine, cum au fost cei din Transilvania, dar au fost cosmetizate de către guvernul instalat la 5 martie 1945. La acea dată, Jilava era centru de distribuire, placa turnantă a securității, pe unde treceau zecile de mii de oameni condamnați de tribunale militare din țară și de acolo se repartizau în închisori. Și pentru ca să nu se întâlnească generațiile sau categorie sociale între ele, au avut un plan diabolic de aceea de a ne fărămița și a împărți închisorile pe anumite criterii. Elevii la Târșori. Studenții la Pitești, țăranii și muncitori la Gherla, intelectuali la Iud și foștii demnitari, mari demnitari ai țării, la Sighetul Marmației. Un an, 2 ani de zile, de închisorii devenise suprapopulate și atunci a trebuit să facă altceva, să deschide șantiere, canalul Dunăre, Marea Neagră, canalul Morsii sau nu știu cum îi spunea, Dunăre Albastră, nu știu ce acolo. Colonii de muncă forțate înșelate de-a lungul Dunării, de la Cernavodă și până la Sulina. Pentru noi, studenții mea, a fost un prilej aparte, o problemă specială, pentru că studenții mei întotdeauna
a făcut parte din generația care făcea legătura între generații care vin și generații care pleacă. Nu vreau să vorbesc despre regimul de detenție, poate vă imaginați, dar vreau să spun mai atât, că într-un perimetru de 2 ori 3 metri pătrați, 2 ori 3 metri pătrați, cum erau celulele de la Pitești și Aiut, era 8 studenți, sau la Aiut, intelectuale. În 4 paturi metalice, câte 2 în pat. Și pentru că a venit vorba de părintele Boiu Sofian, urc cei 10 ani de zile, în 1961, într-o celulă de la numărul 258 de etajul 3 de la Iud, eram 3 foști studenți trecuți prin calvarul reeducării de la Pitești, ne-au apărut 4 oameni mai în vârstă, dar cu fețe aristocratice. Primul care a intrat în celulă a fost și s-a recomandat. Mă numesc, era cumnatul lui Lucheciu Pătrășcanu. Iată că îmi scapă numele acum. Petre Pandre. Petre Pandre. Să știți că am memoria, am puțin cam slăbită, pentru că nu s-a șters ceva din memoria noastră, dar nu s-a șters tot. Vă revenim câteodată. Deci Petre Pandrea ne-a prezentat cei patru magi, așa am văzut. Sunt Petre Pandrea, așa s-a prezentat dânsul, cumnatul Lucrece Pătrășcanu, alături de mine fostul meu colaborator de la Stânga din Sărindar, Petre Țuțea, care a sărit pârleazul în tabăra legionarilor, alături de mine vine domnul Cojocaru, Petre Cojocaru, de la Gulturu, de aici din Constanța, și în ultimul rând, părintele Boghiu Sofian. Erau 4 paturi, noi eram 3 studenți și încă un elev. Am văzut cele 4 paturi, câte 2 în pat, și ne-am reluat trecerea noastră, și după aceea comunicarea cu celelalte celule prin alfabetul Morse instituit de cineva un deținut politic oarecare. Și pentru că timpul este foarte scurt și limitat, am să vorbesc câteva cuvinte despre părintele Sofian, care a vorbit cinția sa despre părintele Boghiu Sofian, care n-a putut să-și facă atributul de duhovnic, pentru că în celulă la noi făcuse o declarație exasperantă. Petre Pandrea, care a spus, eu încă rămân pe baricadele mele de comunist și nu știu de ce s-a întâmplat să fiu azvălit aici în închisoare și într-o celulă unde se pare că sunt poate toți de o anumită culoare primăvaratică. Inclusiv fostul meu prieten de la Stânga din Sărindar, Petre Ciuța. Bineînțeles că din când în când, când Petre Pandrea ieșea la vreo anchetă, de fapt era solicitat de către conducătorul unității, de către colonel Crăciun, cu anumite teme, să scrie anumite articole împotriva rezistenței din România. Și atunci părintele Sofian mai ținea câte o slujbă ușoară, ne mai din pâinea aceea de 200 de grame, mai ticuia câteodată, o simțea și o făceam un pic de anafură. Ne-a vorbit despre rugul aprins, că aici s-a vorbit despre rugul aprins, dar a vorbit foarte mult despre rugul aprins. Sigur că prezența părintelui Boghiu Sofian timp de 45 de zile, atât am stat cu dânsul. Dânsul venise din 1958. Noi deja făcusem 12 ani de închisoare, așa că eram veterani atunci în detenție.
Și dânsul mi-a spus, v-am ascultat pe fiecare în parte, eu am venit mai tânăr aici în detenție, venit în 1958, dacă mă înșel prin primăvară. Noi am stat cu părintele Sofian în anul 1961, cred, când începuseră la IUD a doua reeducare, care avea să educă după 2 ani sau 3 ani de zile acasă, prin decretul 411, care s-a încheiat în 1964, luna august. I-am venit acasă în luna iunie, deci cu 2 ani de zile înainte. Ce pot să vă spun? Un părinte Sofian a fost într-adevăr un duhovnic autentic. Nu pot să vorbesc despre zis, pentru că avea o față așa de senină și emana din fața dânsului, din toate, așadar, din cuvântul dânsului, e așa mai mult decât se putea explica. Desigur, ca și Petre Țuțea, care era și el un credincios aparte, relațiile între noi cei din celulă se împărțeau fiecare cu poziția fiecăruia în parte. Noi, foști studenți, am încercat să ne dăm și noi în bileag pe unde am trecut, prin ce am trecut, pe la Pitești, el așa iut. Părintele Sofian, mi se pare că el a născut în Basarabia, la Bărți, parcă, nu? Da, la Bărți, Bărți, Corneș. Așa, da. Ne-a vorbit foarte frumos despre Basarabia, eu bineînțeles că l-am ascultat, așa cum se cuvine. Ce pot să vă spun? Pot să vă spun de atât. Detenția a fost cumplită, cel puțin perioada 1948-1958. Când s-au încheiat cele două procese mari, 1954-1957, când, după experimentul reeducarea prin torturi de la Pitești, s-a încheiat cu condamnarea celor 22 de studenți la moarte, în 1954, și în 1957, la al doilea lot de studenți, la fel, întemnițați, cu viața aceea de celule de la Jelavă, de acasă, încă, pe unde trecusem de 3 sau de 4 ori. Mi-am petrecut tinerețea, începând de la Ministerul de Interne, Jelava, Pitești, Gherla, Securitatea din Constanța, Închisoarea Militară din Constanța, din nou Jelava, de la Jelava la Iud și de la Iud acasă, când am primit, după 9 ani și 6 luni, prima carte poștală să scriu acasă. Vă dați seama, deci doar 10 ani de zile, ai venit de acasă, nu știau absolut nimic. Bineînțeles că făcusem închisoare în două rate, 1948-1953, și pe 3 ani de zile mi s-a dat încă 21 de ani, deci în total 25 de ani, mă căsătorisem și soția învățătoare a trebuit să suporte și să aștepte pe cel care a fost întremițat cu 21 de ani de pușcărie. După 7 ani de zile am venit acasă, m-a așteptat și mă așteaptă și astăzi. Vă mulțumesc! Îmi pare foarte rău, n-am fost pregătit să vorbesc, dar faptul că s-a vorbit despre Părintele Sofian și faptul că astăzi este exact 70 de ani de la prima, de la marele val de arestări din țara noastră, sperăm să nu se mai repete, deși noi am fost grațiați, n-am fost amnistiați. Și vreau să vă spun un lucru, când am făcut o cerere în 1996, era ministrul la Ministerul de Interne, sau ministrul de Justiție, un liberal, nu știu cum chema, că e Avram sau nu știu cum chema, am făcut cerere să ni se anuleze pedepsa. Și se ne-a răspuns foarte simplu. Ați fost judecat conform legii. Mulțumim!